Să-l vedem și cum trage, nu? Pentru asta am mutat mașina în modul sport. 70 de km pe oră în drive, kickdown. Și ăsta e Meganul cu 140 de cai. N-are vâna celui cu 160, adică mă rog, ce am condus eu cu 160, Kadjar-ul și Qashqai-ul, dar nu e nici rău. De fapt, nu e rău deloc. Pentru că, ce spuneam, avem și o aerodinamică superioară și o greutate mai mică. Eu am văzut că se mișcă foarte bine. Cutia schimbă impecabil. Trebuie să recunosc că e unul dintre motoarele în fața căruia mă închin sau mă înclin, cum vă place. Ambele variante sunt adevărate, adică te lasă cu cura căscată la un moment dat, cât de bine are. Deci motorul ăsta, am spus-o deja de multe ori, impresionează prin ce, cu elasticitate. Are un răspuns instantaneu, deci instantaneu, când ai apăsat cu, nu știu, un milimetru pedala, simți că sub tine mașina se mișcă. Foarte comunicativ cu șoferul este acest motor. E o caracteristică pe care o întâlnești destul de greu în zona de cilindrie mică. E mai degrabă un apanaj al motoarelor turbo de cilindrie mare, gen un 2 litri turbo benzină, dar reacționează așa. Când ai 1.3 te gândești, cum zice lumea, o ascuțitoare, nu? Ați venit cu motoarele alea de drujbă. Nu mai zic de 1.0, că alea sunt de, nu știu, motopompă sau ceva. Și cu toate astea, acest 1.3 nu este rău deloc, deloc, deloc. Bun, să ne ducem și în manual, să schimbăm puțin foaia cu el. O să-l las tot, neavând padele, nu prea îți vine să te chinui cu, înțelegeți ce zic, cu schimbările din manetă, decât dacă ești pe un versant, pe ceva, să conduci într-o zonă virajată. În sfârșit am și eu liber pe autostradă și aici mă pot pregăti, deci aș putea să plec din ce? Din treapta a treia, da? 70 de km din treapta a treia. Și să vedem exact ce știe și cum reacționează în aceste condiții. Se duce până la 6000 și ceva de rotații pe minut, așa cum îl vedeți, da? Stabil, precis, nu am probleme cu mașina, mă simt foarte bine cu ea. O să o pun în drive acum să vă arăt ceva, dacă tot suntem în zona asta de 150 de km pe oră. Că mai întreabă lumea, să vedem cam care e consumul așa la 150. 8%. Aici asta. Poate scade dacă e drumul mai bun un pic. Însă ați văzut-o cum se duce, da? Cum să zic, nu e ceva ce n-am mai văzut. 140 de cai are toată lumea acum, da? Însă cel mai mult și mai mult impresionează la acest Megan nici măcar modul sport, că ăsta știi ce e, atunci când mașina îți dă tot ce are. Pe mine la acest Megane și de fapt la acest motor 1.3 TCE, DIG T, ziceți voi cum îi mai zice în toate felurile,
este altceva. Este faptul că în modul eco mașina se conduce absolut fantastic. În modul eco, o să vă arăt. Deci în modul eco, pur și simplu, nu-ți vine să crezi cum se duce acest model. Cât de plăcut și cât de... Deci nu, eu unul nu aș merge cu ea decât în modul eco. Da? Și în cazuri, sigur, mă duc, vreau să mă alerg cu cineva, hai, ca să nu... O să mă judece acum tot internetul, că, domne... Deci dacă vreau să trag de mașină, da, cu adevărat, atunci o pui în sport. Dar în rest, ca să mergi normal cu acest Megane, modul eco este absolut suficient. Să facem și o repriză tot în sport de la 100 de km pe oră. Nu mă mai duc până la viteze din astea amendabile. Deci să vedem un 100, 140, 150 de km pe oră. Iată cum face. Observați și consumul instantaneu surprinzător. Rămâne, nu știu, nu se duce așa ca altele la 99 de litri la 100 de kilometri. Și schimbările pe care le face cutia sunt foarte rapide și aproape pe nesimțite, nici nu le simți. N-am ce să comentez, această mașină e cumpărabilă, cum să zic, vandabilă. Motorul ăsta va face furore, așa cum am spus, inclusiv pe Duster, o să vedeți că sper să aducem și noi un Duster cât mai repede. Să-l filmăm, că știu că e așteptat. Să mergem și într-un mod manual și să vedem un 100 de km pe oră cu o plecare din 4, de exemplu. Da? De ce facem chestia? Ce situație ne imaginăm? O coloană de mașini și vrem să facem o depășire, da? Suntem în spate. Ce am făcut acum? Am pregătit ceea ce am spus și am încercat să vă învăț mereu. Bun, în cazul de față avem o cutie rapidă, șmecheră, care știe ea multe. Dar dacă ai fi cu o cutie manuală, ce ai face? Te-ai pregătit, da? Ce treaptă ai alege? Ai alege treapta a patra. Ce facem noi acum în modul manual? În fața mașini, din față vin mașini, să zicem, nu suntem pe autostradă, suntem pe un DN. Vin mașini din față și tu trebuie să depășești, deci să faci acel croșetat, cum se spune, să croșetezi în limitele de siguranță, da? Și sigur, cel puțin în teorie și în limitele de viteză permise de lege. În practică, sigur, fiecare face ce-l taie capul, din păcate. Iată cum reacționează. Deci treapta a patra, 100 de km pe oră. Și să zicem că vreau să am un spațiu în față și mă bag în depășire, da? Și asta face mașina. Observați că se duce cu a patra până la 160 de km pe oră. Deci potențialul dinamic al mașinii este deosebit pentru 140 de cai. E bine configurată, ajutată de cutia EDC foarte bine. E ireproșabil, n-ai ce să comentezi. Bun, acum să mă duc unde? În Eco. Ce vă spuneam de Eco, mi-am făcut eu un mod Eco personalizat pe bord ca să vedem și turometrul. Și vreau să vă arăt aici o chestiune care cred eu că e cheia acestui motor, această elasticitate deosebită pe care o are, inclusiv în modul eco. Modul eco ce înseamnă? Că anumiți parametri ai mașinii sunt anesteziați cumva, adică răspunsul cutiei de viteze, pedala de accelerație, sensibilitatea pedalei de accelerație este alta, inclusiv managementul motorului, deci electronica motorului este adaptată, trecută într-un mod prestabilit care privilegiază economia și nu dinamica. Deci eco este opusul sportului. Și bun, să rămânem în zona aia că suntem la 100, da, parcă am zis, suntem la 100 de km pe oră, suntem în... Ce se întâmplă dacă dau kickdown? Se întâmplă că mașina oricum îți dă potențialul ei maxim, pentru că acel kickdown dezactivează modul eco. Însă, dacă nu-i dai kickdown, deci dacă vrei să faci o depășire
mai relaxată, da? Ai spații largi, așa. Ce se întâmplă? Haideți să ne ducem undeva la 130 de km pe oră cu jumătate din pedală. O să încerc să... Uitați-vă cum accelerează în modul eco, da? Vi se pare o mașină lentă? Deci nu că e kickdown. Am jumătate din pedală. Cel puțin așa cred eu. Am încercat să apăs. Da? Uitați-vă cum se duce. Vi se pare o mașină lentă? Eu zic că 140 de cai ăștia de care vorbim sunt niște cai grași, grași alergători. Mașina se simte mult mai impresionant decât un clasic motor 1.4 turbo pe care l-avea și Renault odată și pe care l-aveau și alți competitori. Elasticitatea asta deosebită este o caracteristică foarte importantă a acestui TCE. Și acest lucru pot să vi-l arăt inclusiv la viteze mai mici. Gen. Să zicem, hai să facem de la 70, nu? Că tot am zis. 70. Suntem la 70 de km pe oră și încerc să accelerez cu pedala la jumătate. În eco, rețineți, da? Uitați-vă cum se duce. A și schimbat o treaptă. Așa mi s-a părut, cred că s-a și întâmplat. Deci uitați-vă ce frumos, da? Nu mai accelerez acum, am luat piciorul din accelerație. Dar ce vreau să spun? Pe nesimțite te duci de la 70 la 110, 120. Pe nesimțite nici nu-ți dai seama. Să batem din palme împreună pentru acest motor Renault. O să fie o referință mulți ani de acum încolo. Adică eu nu mă aștept. E clar că ăsta a fost gândit de Mercedes și de Renault. Să fie un motor care să depășească aceste probleme pe care le impun normele de poluare din ce în ce mai agresive, mai restrictive, mai limitative. Și în același timp, după părerea mea și de obicei nu prea am greșit, s-ar putea să fie și un motor pregătit pentru o hibridizare. Poate greșesc, poate nu o să avem niciodată un 1.3 turbo hibrid, dar s-ar putea să avem un 1.3 aspirat hibrid. Deci nu mild hybrid, ci hibrid de adevăratele. Nu știm niciodată ce ne rezervă viitorul. Dacă vă amintiți, povesteam la un moment dat la apariția motorului SCE 1.0 SCE și lumea l-a înjurat și râde de el, dar e plină România și lumea de ele și merg foarte bine. Motorul de drujbă ascuțitoare, îi știu toate epitetele, că a scris, comentează lumea fără să conducă, bineînțeles, cât de mizerabil e motorul ăla, deși el nu e. Și eu atunci la lansare am încercat să înțeleg de ce ar scoate ei un motor 1.0 SCE din moment ce avea un 0.9 TCE, care a fost un motor fără probleme majore, un motor bun care merge foarte bine și acum. Și am concluzionat firesc faptul că urmează o versiune turbo. A, toată lumea zice, du-te bă, dai și cu habar n-ai ce știi tu, așa. Anii au trecut, un an, 2, 3 cât a trecut de atunci. Și ce avem noi acum pe ce vine pe Dacia și nu numai pe Dacia, pe Renault, pe Nissan, pe nu știu ce. 1.0 TCE, da? Care este ce? Un 1.0 SCE cu o turbină pe el. De asta spun, acest 1.3 TCE nu e un motor oarecare, este un motor care probabil că va a fost gândit de Mercedes-Benz și Renault, că a fost dezvoltat împreună de aceste două mărci. A fost gândit și ca un potențial motor care poate înlocui definitiv dieselul pe mașinile lor. Adică este făcut și vă arăt pe bord acum ce consumare. 6.1, după ce am tras un pic de el. Este făcut să stea în acea zonă critică.
Care e consumul pe care îl numim noi de fapt critic la o mașină? O mașină o considerăm economică cu adevărat dacă îți consumă sub 5%. Deci vorbim, ca să vorbim cu cifre rotunde, da? Deci dacă merge cu 5%, o considerăm economică. Dacă merge cu 7-8%, o considerăm așa și așa, suportabil, depinde și ce mașină e și câți bani ai și, da? Și o mașină care consumă de obicei peste 10 litri la 100 de kilometri, o considerăm o mașină, da, de bogați, domne, nu oricine își permite de 10 litri la 100. Deși știm foarte bine că cel puțin în București majoritatea mașinilor consumă 10, 11, 12 sau mai mult la 100. Dar eu vorbesc așa din punct de vedere al omului care toată ziua învârte mașini pe drum. E, în momentul în care tu vii cu un motor și motorul stă într-o zonă de 6 litri la 100, nu cumva stă în zona aia foarte sensibilă în care stă și dieselul, și dieselurile de la Renault conduse zi de zi, în ce zonă se învârt? 5,2, 5,4 litri la 100. Dacă mâine vine o lege care spune de mâine nu mai se vând dieseluri, nu mai aveți voie, oamenii o să plângă, domne, noi săraci, știți, aveam, uitați, mergeam cu 1.5 DCI, cu 5% consum, cu 5,2, acum vreți să ne băgați pe gât. Și oamenii de la Renault spun, stați un pic, că nu e chiar așa, vă dăm motorul ăsta, uite, merge cu 6,1%, ce o să fac omul? O să iasă cu veste galbene să se bată cu poliția? Nu, o să-și cumpere un 1.3. De ce? Asta este cheia acestui motor. Deci eu vă spun acum, e părerea mea, nu mi-a dat nimeni scris lucrurile astea. E opinia mea, am dreptul la ea și mi-o exprim. Motorul ăsta a fost, e un motor, poate că iconic e mult spus, e un motor bornă. E o bornă care marchează egalitatea dintre diesel și benzină în materie de performanțe și consum. Până acum, sigur, benzinarele rupeau tot la performanță că erau bune, dar nu te uitai la consum, nu te uitai, am benzină, lasă frate, dar merge bine, săturează, să așa. Ăsta merge bine, săturează și consumă puțin. Deci, s-a ajuns la un prag la care benzina turbo prin acest motor al lui Renault și Mercedes-Benz, Nissan, Dacia, etc. Probabil că o să vedem și pe Mitsubishi, nu se știe. E la paritate cu dieselul. Și acest lucru poate să schimbe complet paradigma unui viitor incert în ceea ce privește motoarele cu combustie. Adică s-ar putea ca încă 10 15, poate chiar 20 de ani să mai vedem în vânzare motorizări fie pur termice, fie combinații, dieselurile să fie ajutate cu mild hybrid și benzinele, că ați văzut și la Suzuki Swift există benzină cu mild hybrid și vor apărea în continuare, se dezvoltă destul de pregnant treaba asta, dar și benzinele, benzinarele aspirate sau turbo, le vom vedea în continuare în combinație cu motorizări hibrid. Turbo poate mai puțin, dar versiunile care erau turbo termice vor fi aspirate în combinație cu motorizări hibrid. Și acest 1.3 eu cred că este gândit inclusiv pentru așa ceva. Termenul corect este următorul. Motorul este practic prevăzut cu posibilitatea de hibridizare. Deci poate fi integrat într-un sistem hibrid. 0-100 în modul sport, cutia în drive.
0-100 tot în modul sport, dar cutia de viteze în modul manual o voi lăsa să schimbe singur. Observați și frâna de motor. Am lăsat-o în treapta a patra. Și bineînțeles, urmăriți și schimbările pe care o să le fac, de exemplu, manual, da, ca să vedeți cum schimbă. Destul de rapid. Și retrogradări. Se simte foarte sportiv cutia, adică într-adevăr îți place cum schimbă. O să accelerez acum cu mașina în modul drive sport, însă fără kickdown. Deci o să mergem așa, să o lăsăm pe ea să schimbe. Să zicem, încercăm să mergem mai repede, dar fără. Vreau doar să vă arăt cum schimbă așa, într-un ritm mai alert un pic. Că are o, nu zici că are 140 de cai, sincer, dă impresia de mai mult mașina. Uitați-vă cât de facil se întâmplă totul. Și la fel o să vă arăt în modul eco. E foarte interesantă și treaba asta în modul eco. Cum se conduce mașina normal. Deci o plecare de pe loc, o simulăm un mers în oraș sau o chestie genul ăsta. O să o trec în eco acum. Să urmărim două treburi acum. Și anume sistemul stop-start. Motorul s-a oprit. Repornirea. Același sistem ca la celelalte, ca la Qashqai și Kadjar, adică zgomotul ăla aproape ca de diesel. Nu spun că e un defect sau ceva al mașinii, doar să vă obișnuiți cu treaba asta. Poate că așa este făcut, poate că electromotorul este într-un anumit fel făcut, dar zgomotul este mai pregnant și vibrația este destul de importantă la repornire, încât ai impresia că e un diesel sub capotă, ceea ce e ciudat pentru că motorul este extrem de fin și de rafinat. Și acum vreau să mai arăt ceva fără să-l opresc în eco. Deci, cum spuneam, să încercăm să conducem în eco relaxat așa, da? S-a pus în mișcare coloana de mașini în oraș și iată ce înseamnă eco. Vi se pare lent modul eco? Deci eu pot să conduc mașina asta cu maximă plăcere în modul eco. Este incredibil. Deci potențialul motorului la turații foarte scăzute este fantastic. Ăsta e de fapt și la celelalte modele conduse cu 1.3-ul ăsta. Am spus că de fapt motorul este fantastic și într-adevăr este fantastic. Nu încetează să mă uimească. Este foarte conectat cu șoferul. Deci nu știu ce au făcut, cum au făcut, însă pur și simplu simți că atunci când tu ai apăsat pedala, mașina îți generează o reacție. Indiferent că e Qashqar, Qashqai, Duster sau altceva, deci motorul răspunde, comunică cu tine, este foarte important. Îți dă un sentiment absolut impresionant de control al mașinii. Știi că mașina face ceea ce îi spui tu să facă. Adică nu e genul ăla care a apăsat pedala și mașina nu face nimic. Sau face după un timp, sau nu face. Da, că am avut și situații din asta. Mi-amintesc de Toyota Hilux. Și ăsta face ce îi spui să facă. Iată și o plecare cu modul eco de pe loc. Dar să zicem că vrem un pic mai mult, da? Deci mă împing mai tare în pedal. Adică nu trebuie să stai să schimbi în sport ca să te duci la 100 un pic mai repede. Uitați-vă ce frumos merge. Și ce vrei să zici? Te duci imediat, te duci la 130 în
20 de secunde, nu știu cât. Apar n-am stat să cronometrez, dar repet, fără kickdown. Ați văzut că dacă eram pe kickdown, se ducea turometrul la capăt în fiecare treaptă. Nu. Deci uitați-vă cât de frumos. În modul e, cum să nu poți să conduci mașina asta cu plăcere maximă, modul eco, când ea merge ca o mașină, merge ca altele concurente în modul lor normal sau... Da, nu sport, nu exagerăm, dar... Adică... Repet, când o să vă cumpărați, o să înțelegeți. Pentru că așa e greu și din filme și oricât m-aș strădui, e greu să înțelegeți. Nu ai nevoie să o scoți din eco în mod normal. Nu ai de ce. E deja o brăznicie să o scoți pe asta din eco, pentru că îți dă ce vrei, inclusiv în eco. A venit timpul să vă spun care e treaba cu acest Megane Sedan 1.3 TCE EDC7. Consum mediu 6%. Să vedem și ce autonomie teoretică oferă. Range 310 și noi am făcut 445. Deci asta înseamnă undeva la un 700, hai să zicem un 760 de kilometri realizabil fără probleme pe pneuri de iarnă. Probabil că dacă am avea pneuri de vară, 800 de kilometri, eu îi fac 800 de kilometri cu mașina asta fără probleme cu un plin. Încă o dată vă navighez pe aici să vedeți și cu ce viteză medie s-a mers și alte chestiuni. Mașina are 2600 de kilometri și noi am făcut 445, da? Rotund să zicem 450 de kilometri. În regimuri variate, cam 100 de kilometri și cu aer condiționat pornit, pentru că fiind mai cald afară, 21 de grade, clima a plecat automat și aerul condiționat. Și am lăsat-o tocmai în ideea să vedem ce se întâmplă, cum este. Rezultatul pentru mine este unul foarte mulțumitor. Adică ce înseamnă? Megane-ul e Megane, l-am prezentat de mai multe ori, inclusiv de vreo două ori în varianta asta sedan. E o mașină ultra tehnologizată, zic eu. Încă nu cred că găsesc un competitor pe măsură la gadgeturile de interior, adică aceste ceasuri de bord configurabile, display-ul ăsta înalt, care sigur unora le place, altora nu le place, mie îmi place, de exemplu. Plus posibilitățile de personalizare ale interiorului, plus faptul că avem masaj în scaunul șoferului, sunt niște lucruri care nu pot să fie trecute cu vederea la acest Megane Sedan. Comportamentul rutier este impecabil ca și până acum, că întotdeauna Megane-ul a fost o mașină care s-a condus, poate că n-a fost o referință a segmentului, dar a fost întotdeauna în coasta liderilor și ceea ce înseamnă că pentru un șofer obișnuit care nu este neapărat preocupat de a fi vârful, nu știu, tehnologic sau vârful dinamic al segmentului, este o opțiune foarte, foarte bună acest Megane. Este suficient de dinamic, suficient de precis, suficient de agresiv, dacă vreți, încât să nu fie o mașină cu care să te faci de râs în condiții de conducere sportivă. Frânează bine și precis, așa cum de altfel ați observat poate cei care ați mai avut sau care aveți mașini Renault, au sisteme de frânare destul de sensibile, în sensul adică reactive, imediat reacționează la pedală, nu sunt, eu știu, mai întârziate cum se practică pe la alte mărci. Adică, într-adevăr, cel puțin în această combinație cu 1.3 TCE, e o mașină pe care o simți. Asta vreau să spun, o simți. Din păcate se simte în continuare și suspensia, care mai scutură uneori, că asta e, avem România asta cum este, cu drumurile mai puțin bune. Însă, pe ansamblu, și acest Megane 1.3 TCE oferă aceeași senzație aproape electrică atunci când rulezi. Ai impresia că ești într-un vehicul electric. Este foarte, foarte silențios și rafinat propulsorul ăsta, fantastic, încă o dată trebuie să o spun, este un motor fantastic, inclusiv prin prisma consumului de carburant obținut. Adică gândiți-vă că dacă am fi avut un 1.5 DCI în aceeași combinație, scoteai un 5.2-5.4, da? Să scoți 6% în condiții similare cu benzină, deja
cum spuneam de altfel la începutul, pe undeva pe la începutul acestui test, s-a cam tras linia. Motorul ăsta este motorul care poate să meargă și poate să consume ca un diesel. Deci are aceeași, atenție, vreau să subliniez chestia asta, am spus-o cred că și la Renault Kadjar, este motorul care nu doar consumă foarte puțin, ci și are un comportament, are o reactivitate la pedală similară unui diesel. Deci aici pică în comparația cu orice diesel, nu poate să mai vină cineva să spună, da, domne, dar eu am cuplul ăla, știi, au, ai, dar ăsta se mișcă la fel ca un diesel. Adică se mișcă aproape ca un diesel de 2 litri. Este fantastic, cu adevărat, motorul în eco. Deci în eco te uimește cu vivacitatea și cu reactivitatea asta surprinzătoare. Deci în orice, el stă undeva la 1500-1800 de rotații pe minut în mod normal în timp ce conduci, cutia schimbă în așa fel încât să stea acolo și în momentul în care vrei să faci ceva, orice, cu mașina așa e accelerat, pac, pleacă exact ca un diesel, lipsindu-i însă ce? Lucrurile care te deranjează la un diesel, vibrațiile, zgomotul și de ce nu complexitatea superioară a unui motor diesel. Nu că acum, având GPF și aici, ar fi mai puțin complex, dar dacă stăm să analizăm cu atenție, într-adevăr dieselul poate că este o idee mai complex, mai complicat. Observați că mașina vrea să o restartez pentru că era în stop-start, cred că au trecut 10 minute, nu mai știu cât e pragul. Deci uitați-vă cât de frumos merge, cât de silențios, nici nu știi că e pornit motorul. Comportamentul dinamic este, eu zic, asemănător cu al unui 1.2 TCE, însă puterea și elasticitatea sunt net superioare și de aici feeling-ul pe care îl are mașina este un pic diferit față de 1.2. Adică pot să zic că la zonele de conducere normală, când ești în oraș sau ceva, poate că nu o să simți atât de accentuat diferența față de 1.2 TCE. Însă în condiții de depășiri, în condiții în care soliciți ceva mașinii, 1.2 TCE este clar depășit de acest 1.3 și e normal să fie așa pentru că asta s-a și vrut. Dacă merită sau nu să cumpărați un Megane sedan în această, mă rog, nu știu dacă neapărat un intens cu opțiuni, eu m-aș lipsi bucuros de unele din chestiunile pe care le are această mașină, nu de toate, dar de exemplu head-up display, trapă, pot să dispară, bani aruncați, însă îmi place, deci mașina, am avut ocazia să o conduc acești 450 de km aproximativ și m-am simțit foarte bine cu ea, îmi place cum arată, are personalitate. E adevărat că e ușor confundabilă de la distanță cu un talisman, dar asta nu știu în defavoarea cui e, cred că e în defavoarea talismanului. Mașina arată bine, are prestanță, un interior ultra tehnologizat, mă rog, e ușor limitată la spațiu în spate față de unii dintre competitorii directe, de exemplu noul Ford Focus, dacă sedan, dacă vrem să luăm un exemplu. Deci e ușor înghesuită în spate față de mulți competitori și față de Elantra și față de alții, însă vine în continuare cu o propunere de preț interesantă și cu aceste echipamente și cu această personalizare a interiorului care nu este chiar de lepădat. Adică mă gândesc inclusiv la modelele coreene, știți că eu sunt un promotor al modelelor coreene care într-adevăr au crescut foarte mult în ultimul timp, însă nu se ridică la ora actuală la ce? La complexitatea și personalizarea pe care o poate oferi un Megane, mai ales pe partea de iluminat interior, deci incomparabil, da? Gândiți-vă ce lumini ambientale și ce posibilități de a te juca cu ele ai într-un Megane și ce ai la un, nu știu, Hyundai i30 Fastback sau la un Elantra. Nimic, adică ăla e bordul, salut, sănătate. Aici însă poți să ți-o faci cum vrei tu. Dacă mergeți mult cu mașina, nici nu știu dacă se mai
justifică în cazul de față această treabă cu dieselul, adică să mai spun, domne, dacă faci peste 30.000 de kilometri, poate că merită mai mult un diesel, nu știu. Adică, într-adevăr, acest motor pe Megane te bagă în această dilemă. După părerea mea, adică dacă aș fi eu să aleg în acest moment pe un Megane sedan, eu n-aș mai lua diesel. Adică aș lua combinația asta fără discuție. Nici n-aș sta la discuție, aș merge pe 1.3 TCE. Indiferent câți kilometri faci, da? Nu o să faci 300.000 în 5 ani. O să-i faci în 10 ani, după 10 ani o schimbi, e alta. Adică nu văd rostul unui diesel, nici măcar al unui diesel din ăsta de ultimă generație de la Renault. Mergeți în showroom, faceți un drive test, sper să vă ajute informațiile pe care vi le-am oferit. Eu aș lua această mașină nu pentru ce e ea, că în multe aspecte, poate că mie personal, Megane nu-mi place, însă pentru motor, deci dacă ar fi să pun în balanță motorul, probabil că ar fi prima alegere. Deci motorul este într-adevăr fantastic și este în acest moment unul dintre marile aturi de vânzare ale Megane-ului sedan.